Prieteni. Știați că termenul de algebră provine dintr-un cuvânt arab? Algebră este denumirea folosită pentru prima oară de matematicianul arab sim în anul 830 în titlul cărții sale. De asemenea, cuvântul cifră derivă din șifră, care în limba arabă înseamnă zero. La cursul care urmează veți face o recapitulare la algebră. Succes! Bună dimineața, dragi elevi, ne întâlnim în cadrul emisiunii Teleșcoală pentru a pregăti mai bine examenele care urmează. Pentru astăzi am pregătit o primă lecție care face o recapitulare și a noțiunii de derivată din clasa 11 și introduce și o noțiune nouă, aceea de primitivă, pentru elevii claselor a 12 la care mă adresez în acest moment. Vom începe cu enunțarea unei probleme care va pune în evidență importanța acestei noțiuni de derivată Mulți consideră că noțiunea de derivate este una dintre cele mai puternice și cele mai versatile metode de a putea rezolva diverse probleme în fizică, chimie, biologie, sociologie și, bineînțeles, în matematică. Această problemă este o problemă de optimizare care are următorul enunț. Un antreprenor, fabricant de radio, produce un radio la prețul de cost de 2 dolari bucata sau piesa. Dacă radiourile sunt vândute la prețul de 5 dolari, vor fi cumpărate 4.000 de radiouri pe lună. Deci se face o analiză de piață un, care se numește marketing și s-a constatat că la 5 dolari piesa vor fi vândute 4000 de radiori pe lună. Fabricantul își propune să crească prețul radiorilor și estimează că pentru fiecare creștere cu un dolar a prețului vor fi vândute cu 400 de radiori mai puțin. Evident, prețul crescând, cei care vor să cumpere se mai gândesc a doua oară dacă să mai cumpere radio. -ul. Exprimați profitul lunar al fabricantului ca funcție, expresie, lege sau asociere de prețul fiecărei radio vândut. Deci aceasta este problema care se pune. Și acum să vedem cum o traducem matematic, ceea ce se numește modelare matematică. Începem prin a formula în cuvinte relația sau funcția cerută. Deci în stânga avem profitul egal cu numărul de radiouri vândute, de mulțit cu profitul pe radio. Asta, acesta este profitul pe lună al uh, antreprenorului deoarece scopul este să, să, exprimăm profitul în funcție de preț, variabila independentă, adică argumentul va fi prețul, iar uh, variabila dependentă, adică valoarea funcției la preț, va fi profitul. Notăm cu X prețul cu care este vândut un radio și cu P de X profitul corespunzător acestui preț, adică funcția care ne dă profitul. În continuare exprimăm numărul de radiouri vândute în termen de preț, adică de variabilă de argumentul X. Știm că 4.000 de bucăți sunt vândute în fiecare lună la prețul de 5 dolari și că vor fi vândute cu 400 de bucăți mai puțin dacă prețul crește cu 1 dolar. Dacă crește cu 2 dolari, atunci evident că vor fi 400 de radiori mai puțin vândute. Deci, numărul de radiori vândute este egal cu 4.000 minus de 400 de ori numărul de dolari cu care crește prețul. Dacă crește cu un dolar prețul va fi minus 400, dacă crește cu 2 dolari va fi minus 800 și așa mai departe. Numărul de creșteri cu un dolar este dat de diferența X 5 între prețul cu care se vinde și prețul inițial stabilit de 5 dolari. Deci, în concluzie, numărul de adiori vândute va fi 4000 minus 400 de mulțit cu X, paranteză X 5, adică dând factor pe 400, 400 pe lângă 15 minus X. O expresie de gradul 1 în variabila X. Acum exprimăm profitul per bucată sau pe radio ca diferență între prețul de vânzare și prețul de cost de 2 dolari. Deci X minus 2. Revenim la relația anterioară, pe care am notat-o cu dies, avem că P de X este egal cu 400 de mulțit cu paranteză 15 minus X de cu paranteză X minus 2. Această modelare matematică este o problemă de optimizare, de maximizare în acest caz a profitului a antreprenorului. După cum știm din clasa a noua, Graficul acestei funcții este o parabolă cu brațele, cu ramurile în jos și cu un vârf al parabolei, după cum se vede în figura 1. Ce evidențiază acest grafic? Evidențiază faptul că există un preț de vânzare optim la care profitul obținut este cel mai mare, maximizat. Se observă pe figura. În termeni geometrice, acest preț este abcis a vârfului reprezentării grafice iar ordonată va fi valoarea profitului maxim obținut de către antreprenor. Derivata. Analiza matematică este unul dintre tehnicile folosite pentru a afla rata schimbării unei funcții. Adică se mai spune rata schimbării sau se spune variația funcției sau modul de comportare a funcției. Rata schimbării unei funcții liniare este egală cu panta dreptei corespunzătoare graficului. Dacă funcția considerată nu este liniară, rata sa de schimbare este tot panta graficului, măsurată în acest caz de panta tangentă la grafic în punctul respectiv. Voi sublinia aici ă, despre noțiunea importantă pe care o introducem. Din moment ce graficul nu este o linie dreaptă, în cazul funcției non rata sa de schimbare nu este constantă, ci variază de la punct la punct. Situația lui străm în figurile următoare. Aici apare situația când funcția este liniară și evident că rata schimbării este constantă, după cum se vede pe grafic. Iar aici apare o funcție neliniară, în care rata schimbării e evidențiată prin tangenta la graficul respectiv. Adică, intuitiv, înțelegem că comportarea funcției sau direcția de, de dezvoltare a funcției, de mișcare a funcției, este dată de această tangentă la grafic. Discuția precedentă sugerează că putem rezolva probleme de optimizare și calcula rata schimbare dacă avem un procedeu pentru a calcula panta tangentă la o reprezentare geometrică a funcției într-un punct dat. Un asemenea procedeu va fi dezvoltat în continuare. Pentru aceasta ne putem baza pe înțelegerea intuitivă a faptului că tangenta într-un punct la graficul funcției dă informații despre direcția curbei, ceea ce am repetat și adinaurea. Scopul este să se rezolvăm următoarea problemă generală. Dat un punct XF de X pe graficul unei funcții, după cum se observă aici, Determinați panta tangenței la grafic în acest punct. Situația este ilustrată în figura alăturată. Recapitulăm de fapt, panta unei drepte care trece prin două puncte distincte, x1, y1, respectiv x2, y2, este dată e formula panta e mic egal cu delta y pe delta x, diferența ordonatelor y2 minus y1, supra diferența absciselor x2 minus x1. Asta pentru o dreaptă. În situația prezentă știm doar un punct de dreaptă pe dreapta tangentă, Știm doar acest punct pe dreapta tangentă, și anume punctul de tangență, XFDX. Prin urmare, calcul direct al pantei este imposibil. Deci, nu mai este situația de a ci și suntem forțați să încercăm o abordare indirectă. Vă reamintesc, de exemplu, că în cazul unui cerc, că e o figură cunoscută, putem determina tangenta la, la, la cerc într-un punct datorită simetriei puternice a cercului, orice diametru este axei simetriei și atunci. Uh, având centru cercului putem determina tangenta la, la cerc într-un punct, ducând uh, perpendiculara pe raza care unește centru cercului cu punctul respectiv. Nu mai este situația pentru o curbă oarecare. Și atunci revenind, neavând decât un punct la dispoziție pentru determinarea acestei pante, sau a dreptei de fapt, tangente la cerc, suntem nevoiți să facem o abordare indirectă. Această strategie este să aproximăm tangenta, dreapta tangentă la grafic în punctul XF de X, cu alte drepte secante la grafic, a căror pante pot fi calculate direct conform formulei de mai sus. Aceasta de aici. Când cunoaștem două puncte ale dreptei, atunci putem calcula panta dreptei. În particular, când drepte care conțin, pe de-o parte, punctul XF de X și alte puncte învecinate pe graficul funcției. Dreptele sunt în figura. 5, în figura aceasta și se observă aici, o dreaptă, două drepte. Aceste drepte ilustrate în figură sunt aproximații bune la tangentă, cu condiția ca punctele învecinate să fie cât mai aproape de punctul la care face referire problema. În momentul în care, pe figura 5, ne apropiem cu secantele de uh, poziția uh, limită, atunci obținem, evident, uh, acea dreaptă tangentă la grafic, în punctul X, F de X. Deci este un procedeu de aproximare a tangentei la grafic prin alte secante care trec prin puncte din ce în ce mai aproape de punctul X, F de X. Aceasta ne conduce la noțiunea de derivată, în formă formală matematică, ca fiind limita raportului f de x minus f de x0 supra x minus x0 când x se apropie de x0. În cazul acestei formule, evident că punctul de pe graficul funcției este punctul de coordonate x0 f de x0, iar punctul x f de x este punctul care se apropie pe grafic de punctul x0 f de x0. Acum aici am dat în uh, noțiunea de derivată în diferitele ipostaze ale sale. Nu există limita aceasta de sus, atunci funcția nu e derivabilă și nu are derivată în punctul dat. Dacă limita există și este finită, funcția este derivabilă în punctul 0, iar valoarea limitei este derivată a funcției în punctul dat, notația este cea de mai jos, de aici, și cazul în care limita există, dar nu este finită. Funcția nu e derivabilă, se spune că nu e derivabilă în punctul X0, dar există derivata funcției în acest punct, fiind plus infinit sau minus infinit. Notațiile sunt cele de aici. Și în această situație avem două posibilități când derivata este finită sau infinită. Să reținem un aspect esențial la noțiunea derivată. Întotdeauna raportul acela f de x minus f de x0 supra x minus x0 este un caz de neterminare, mai exact, cazul de 0 pe 0. De ce? Pentru că atât x se apropie de x0 abscisa punctului dat x0, pe cât și valoarea funcției se apropie de valoarea f de x0 a funcției în punctul 0 Deci, acest raport este un caz de determinare 0 pe 0. Cum se elimine acest caz de determinare în general? Cu ajutorul calculului algebric, se elimină pe parcursul trece la limita a raportului cazul de determinare 0 pe 0. Prin simplificare de regulă. Facem distința între derivata funcției Derivata derivația funcției într-un punct și derivata funcției pe întreg domeniul. Adică, mai exact, de ce aveți aici în figură sunt derivatele funcției într-un punct. Această noțiune se extinde, se, se, extinde la cazul unui domeniu sau un, un interval sau un domeniu mai larg al funcției. Ce înseamnă o funcție să fie derivabilă pe un anumit domeniu? Înseamnă să fie derivabilă în fiecare punct al acelui domeniu. Aici am început cu câteva exemple elementare de funcții derivabile și cu derivatele lor. Derivata funcției constante întotdeauna este 0. Derivata funcției liniare de gradul întâi cu A 1 cu A1 și B0 este, derivata sa este 1. Derivata funcției x la n, unde n este un număr natural, este n ori x la n minus 1. Derivata funcției radical este 1 pe 2 radical din x. Evident, pe domeniul de existență al derivatei. Observăm aici că radicalul are domeniu de, de, de existență intervalul închis 0 deschis infinit pe când derivata sa nu are sens sau este derivabilă funcția, are derivată finită numai în situația în care x este strict mai mare ca 0. Și așa mai departe derivata funcției 1 pe x e minus 1 pe x pătrat funcție exponențială în cazul când baza este e este egală cu ea însă și este singura funcție care prin derivare rămâne neschimbată. De asemenea, funcția exponențială în bază oarecare amic mai mare stic ca 0 diferit de 1 este egală cu a la x ori lână din a. Funcția logaritm derivat lână din x derivat e 1 pe x și funcția logaritm în general, aici e în baza e, iar aici este într-o bază oarecare. Derivata sa este 1 supra x lână din a. Vă sugerez uh, să învățați acest tabel de derivate pentru că el ne este folositor în fiecare calcul care îl facem în, la probleme despre care am discutat că fo folosesc tehnici de calcul diferențial și integral. Putem merge mai departe. Integrala nedefinită, care de fapt este o lecție nouă pentru dumneavoastră, funcția derivată s-a studiat în clasa A11 în multe probleme, derivata unei funcții este cunoscută. Deci, până acum am cunoscut o funcție și am calculat derivata sa. Acum, cunoaștem o derivată unei funcții și scopul este să găsim funcția de la care provine această derivată. Procesul de obținere a unei funcții pornind de la derivata sa cunoscută se numește proces de integrare, este o operație de integrare. Subliniem definiția, o funcție f pentru care derivata este egală cu f mare, pentru că derivata sa este egală cu valoarea funcției f mic în orice x, din domeniul de definiție, al funcției se numește primitivă a funcției f. Atenție că acest lucru presupune evident că funcția f mare este o funcție derivabilă și în plus, derivata sa este exact funcția pe care am considerat-o la început. Luăm un exemplu. Verificați că funcția f mare de x egal cu 1 pe 3 x la a treia plus 5x plus 2 este primitiva funcției f de x egal cu x pătrat plus 5 pe domeniul maxim de definiție care este R. Soluția este simplă, ne apucăm să derivăm funcția f mare, care observăm că în primul rând este derivabilă ca funcție elementară, ceea ce am învățat în cadrul general la funcțiile derivabile, Derivăm această funcție mare. derivata lui x la 3 este, cum am avut în tabelul de mai sus, 3 ori x la pătrat. 3 se va simplifica cu 3 și rămâne x pătrat. derivata lui 5x este 5, pentru că x derivat este 1, iar 5 e o constantă, iar derivata constantei, după cum am avut în tabelul precedent, este 0. Deci, înseamnă că funcție F mare derivat este egală cu x pătrat plus 5, care este egală cu funcția dată cu alte cuvinte, plecând de la o funcție dată, care mă interesează care este funcția care prin derivare îmi dă această funcție dată. Și am găsit-o ca un exemplu, această funcție mare de x egal cu 1 pe 3x la 3 plus 5x plus 2. Să reținem că o funcție care are anumite primitive are mai mult de o singură primitivă. Asta este o observație importantă, în sensul că în momentul când facem operația directă de derivare Plecând de la o funcție dată obținem o singură funcție derivată, pe când dacă plecăm invers de la o funcție dată și mă interesează care sunt funcțiile care prin derivare îmi dau această funcție, vom obține mai multe asemenea funcții. Să mai rețin un aspect de istorie că primitivele sau integrale indefinite se numeau antiderivate, tocmai din faptul că operația de integrare este o operație, într-un fel, inversă operației de derivare. Spre exemplu, dacă considerăm o primitivă a funcției f de x egal cu 3x pătrat, aceasta este x la a treia. Pentru că funcția x la a treia derivată, conform formulă care le-am dat în tabelul precedent, este 3 ori x la pătrat. Se, se coboară exponentul lui x, 3, și se scade vechiul exponent cu o unitate. Deci, o primitivă este aceasta. Deoarece repetăm derivata lui lui x la a 3 este egal cu 3x pătrat. Dar de asemenea, dacă considerăm funcția g mare de x egal cu x la a 3 plus 12, observăm că prin derivare ne va da tot funcția f mic de x, pentru că 12 prin derivare este 0. În general, dacă f este o primitivă a lui f mic, orice funcție obținută prin adăugarea unei constante la această funcție f mare este de asemenea o primitivă a lui f mic. De fapt, toate primitivele Funcție f -mic se pot obține prin adăugarea unei constante la orice primitivă a lui f mare. Cazul, bineînțeles, funcție definite pe un interval. Vreau să e, aprofundăm această, acest aspect discutat a din Considerăm două funcții f mare și g mare, al f mic. Vrem să arătăm că de fapt funcția g mare diferă de funcția f mare printr-o constantă. Pentru aceasta voi da o justificare geometrică sau o explicație geometrică, cum am scris, simplă, pentru a arăta că două primitive a aceleiași funcții trebuie să difere printr-o constantă. Dacă f mare este o primitivă a lui f mic, atunci f mare derivat este egal cu f mic de x în fiecare argument x. Asta înseamnă că pentru fiecare valoare a lui x f de x este panta tangente la graficul funcției mare. Să ne amintim de panta de care am discutat în prima parte a lecției. Deci era panta drepte tangente la grafic adică cea care îmi dădea comportarea funcției în fiecare punct al uh, uh, abcisei. Dacă g este o altă a al lui f mic, panta tangente este aceeași pentru că derivata este tot f mic de x. Astfel graficul funcției g este în ghilimele paralel cu graficul funcției f și poate fi obținut prin translatarea graficului funcției F vertical, în sus sau în jos. Asta înseamnă că există o constantă C mic pentru care G de X, G mare de X, este egal cu F mare de X plus C mic. Această situație este toată în figura următoare. Evident că desenul este puțin uh, fără acuratețe. De ce? Pentru că aceste uh, grafice trebuiau să apară cu adevărat paralele între ele dar sugerează fenomenul respectiv, adică anume că o funcție f mic are mai multe primitive, adică orice ă, funcție cu graficul, ă, graficul de aici, translatată în sus sau în jos ă, pe ă, ordonată. Deci să recapitulăm. O funcție f mic definită pe un interval are integral nedefinit sau admite primitive dacă există o altă funcție mare care prin derivare ne dă funcție mic. Constatăm în plus că prin operația aceasta de antiderivare sau de calcula primitivelor nu obținem o singură funcție care este primitiva a funcției date, ci obținem o infinitate de primitive prin adăugarea constantelor care se numesc din cauza acesta constante de integrare unor. Notația standard pentru familia de primitive a unei funcții f mic este aceasta, semnul acesta f de x de x. Nu justificăm ce sens are această semnătură sau acest mod de a, de a nota familia de primitive, deoarece apar niște notații din calcul diferențial vechi, chiar de la Leibniz-Citiere, cel care e unul dintre cei doi care a introdus pentru prima noțiune de derivată și noțiunea de integrală. Dar să ia atenție, acest, această scriere se ia în, tot, în total, ca un tot. Fără să poți separa. Exact cum mai spune sin de x nu separ sin de x sau logaritm de x nu separ par de x. Iar în dreapta sugerăm că cine sunt acestea este o primitivă adăugată cu orice constantă reală. În tabelul pe care îl vedeți în acest moment, avem integra nedefinită pentru diverse funcții. De exemplu. Integrarea nedefinită pentru funcția constantă 1, care nu apare scrisă aici, deci este subînțelege, este aici 1, este cine? X, la care se adaugă orice constantă reală. De ce? Deoarece x prin derivare ne dă 1, iar constanta prin derivare ne dă 0. Deci, pentru a învăța acest tabel și a învăța aceste integrale, e suficient să luați ce aveți în dreapta, în dreapta semnului de egal și să va apucați să derivați și dacă obțineți funcția din stânga, asta înseamnă că egalitatea este corectă. De exemplu, aici avem în, în pe linia a doua, avem în dreapta funcția aceasta, care prin derivare, x pătrat derivat ne dă 2x, de cu 1 pe 2 rămâne x, iar constantele de prin derivare ne dau 0, deci va, va apare funcția f mic de x egal cu x, funcția de integrat sau integrantul. De asemenea, în continuare am dat exact în simetrie cu tabelul derivatelor, am dat tabelul acestor funcții, care ne arată efectiv modul de trecere de la o funcție la derivata sa și invers de la o derivată la primitivă sau la primitivele sale. Pentru a putea calcula integrale nedefinite, trebuie neapărat să cunoaștem foarte bine cum derivăm funcțiile. Altfel, nu avem nicio posibilitate de a putea merge mai departe cu integrale nedefinite. Evident că lecțiile următoare vor continua cu aprofundarea acestor noțiuni de integrale nedefinită și cu proprietățile pe care le are această integrală și cu operațiile care se pot face cu această integrală nedefinită, tocmai în scopul de a putea integra și a calcula cât mai multe integrale nedefinite pe care le întâlnim. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultați și m-ați urmărit. Sperăm să ne vedem cu bine, numai bine! Știați că cifrele arabe au fost introduse în Occidentul creștin la jumătatea secolului al X-lea? Forma cifrelor arabe nu a fost aleasă întâmplător. Au fost concepute după o anumită logică, dar mai ales a ținut cont de ușurința scrierilor și de faptul că trebuie să fie ținute minte și recunoscute ușor. O ipoteză interesantă este aceea că au legătură cu numărul de unghiuri din forma lor. Cursul de matematică a ajuns la final, dar ne întoarcem în câteva momente cu lecția de informatică. Rămâneți pe TVR2!